speciale. Noi suntem Nelu și Anca. Iar azi vom pregăti două preparate după rețete special făcute chiar de noi. Eu voi pregăti o supă foarte aromată de strocium cu găluște de carbon, iar Anca un preparat foarte gustos, pireu de măduvă de os, picioare de pițigoi la cuptor. Înainte de asta vrem să le spunem celor doi miri că la sfârșitul emisiunii le-am pregătit o surpriză. Bun! Acestea fiind spuse, mai întâi o să încep cu ingredientele care avem nevoie de supă. În primul rând, avem nevoie de 1 litru de H2O în concentrație pură de 80%, restul de 20% putând fi compuși mai mult sau mai puțin organici. 2 lingurițe de natriu clor sau, pentru un gust mai delicat, delicat. 3 linguri cu vârf de strontium care îl putem cumpăra de la Scatena, farmacia supei mele. Un vârf de cuțit, 5 boabe de muștar, rădăcină de dafin sau, dacă aveți la îndemână, puteți folosi chapaciori, cele două fiind foarte asemănătoare la gust. O pungă de carbon proaspăt. Aveți grijă de unde îl cumpărați să nu fie expirat, pentru că s-ar putea să facă bubor roșă. 10 ml de ulei de pește vărsat sau, dacă nu aveți, puteți înlocui liniștit cu o untură de broșcă proaspătă. Vom începe prin a pune H2O-ul la fiert. Da, am 1 litru. Pornim arătazul. Da. Apoi vom lua rădăcina de dafin sau ceapăciori, care le voi tăia foarte felii, foarte subțiri. Între timp, o vom lăsa pe Anca să vă prezinte. Da, păi, așa cum v-a prezentat Nelu, eu voi prezenta un pire foarte gustos de măduvă de os cu picioare de pițigoi la cuptor. Ca și ingrediente, avem nevoie 500 de grame de praf din măduvă de os, atenție a nu se confunda cu praful de os, picioare de pițigoi, de preferat partea superioară, partea inferioară fiind consumată mai mult de vegetarieni, 2-3 linguri de ulei de motor ars cu care ungem și tava, un ou de privighetoare și, să nu uităm, 50 de ml de vin din mere stricate. Mirodenii cum ar fi semințe de tuia, frunze de cânepă, floare de colț și solzi de pește. Mai avem nevoie de lapte de marcă. Totul este pregătit, cu care frecăm pireul, iar pentru ornament, vată de zahăr. Dacă nu aveți, putem înlocui cu vată de zahăr cea de sticlă. Nelu, dragă? Da, eu între timp am tăiat cubulețe boabele de muștar pe care le aveți aici. Iar aici am tăiat feluțe foarte subțiri rădăcina de dafin. Verific imediat H2O-ul. Văd că a dat în clopot. Adăugăm feluțele de rădăcină de dafin sau de ceapă. Așa. Precum și cubulețele de muștar. Așa. Cele două lingurițe cu natriu clor sau delicat. Adăugăm aici, așa. Vârf de cuțit. Apoi le amestecăm bine, bine să nu se agațe de fum, deoarece rădăcina în contact cu pereții vasului poate interacționa și apoi să prindă viață. Bun, lăsăm să clocotească câteva minute. Între timp
mă voi ocupa de carbon în care îl vom transforma în găluște foarte gustoase aromate. Golim punga într-un vas, da? Mai mare, unde vom amesteca împreună cu făina de strontium și uleiul de pește vărsat. După caz, amestecăm untura de cloșcă proaspătă. Așa. Așa. Totuși să mai pun puț. Așa. Amestecăm lingura dintr-un metal rezistent până devine o pastă ușor gumată. Așa. Îl lăsăm pe Nelu cu găluștile lui. Eu am pornit cuptorul pe care îl verific cu un termometru de cameră să văd dacă e încins cuptorul. Așa. Îl mai lăsăm puțin. Așa. Voi pregăti pireul de măduvă în felul următor. Punem praful de os într-un vas mai larg. Adăugăm oul de privighetoare. Să-l adăugăm. Mirodeniile. Și laptele de matcă. Amestecăm tot conținutul bine, bine cu o lingură de lemn până se face o pastă. O pastă. Luăm tava și o ungem puțin cu ulei de motor ars. Așa. Aici avem uleiul ars de calitate superioară. Dacă nu aveți la îndemână un astfel de ulei, recomand să ungeți cu o coajă de banană. Așa. Luăm pireul pe care îl așezăm în formă să arate cât mai plăcut. Luăm pireul pe care îl așezăm în tavă. Îi dăm o formă să arate cât mai plăcut. Așezăm și solzii, să nu uităm de ei. Apoi luăm floarea de colț pentru gust. Luăm pulpele de pițigoi care sunt deja gata pregătite. Și le așezăm peste pireu. Turnăm peste tot vinul din mere stricate. Încă puțin. Luăm tava și o punem la cuptor circa 2700 de secunde. Niam, niam. Arată foarte bine. Abia aștept să gust din pireul tău. Să sperăm că va fi bun. Ia. Să știi că și găluștele mele o să-ți placă la nebunie. Uitați ce bine arată acest preparat. Gustăm supa. Este bun. Ce aromată și gustoasă e. Acum putem adăuga găluștele de carbon, dându-le o formă cu ajutorul melingului. Facem focul mic să nu clocotească supa, pentru a evita spargerea găluștelor. Și după ce adăugăm toate găluștele, lăsăm să fiarbă la un foc mic, că 15 minute atomice.
gata! Uitați cât de bine arată! Iar acum, David și Deborah, surpriza! Ei bine, voi sunteți norocoșii care veți gusta din această rețetă cu adevărat magică! O supă de strontiu cu găluște de carbon foarte gustoasă, aromată și un pireu de mădvă de os cu carne de pițigoi care îți lasă gura apă. Gustați și lăsați să se împrăște aroma în toată gura! Bucurați-vă de acest moment! Noi, cei din platou, vă urăm poftă bună! Și o seară plăcută în continuare!